nu fi văzut la un derby însemna că ori ești bolnav, ori ai mari probleme financiare. Așa că o absență de la acest eveniment era echivalentă cu o declasare. La cursele de cai venea lume destul de pestriță. În primul rând era elita, erau cei care iubeau foarte mult cai, erau ofițerii de cavalerie, erau proprietarii de herieliș și de cai de rasă, care de obicei își aveau BDV înscriși în curse, și la fel erau pasionații care veneau pentru a paria și pentru a câștiga, în speranța că vor câștiga. Poate la începuturile hipodromului și în a doua parte a secolului al XIX-lea să fie existat mai multă exclusivitate, dar după 1900 și mai ales în perioada interbelică, aproape toată lumea avea acces la hipodrom. Burgheși de toată mâna, chiar excroci, nu putem spune că nu existau și hoții de buzunare, pentru care trebuia să fie foarte atentă asistența, și în mulțime se aflau suficient de mulți agenți de poliție care puteau să îi înhațe pe cei care aveau obiceiuri rele. Care eveniment era o atracție pentru întreaga societate a orașului, a capitalei și a provinciei. Eveniment care nu trebuia să fie ratat de nimeni dintre cei care doreau să se evidențieze prin lux, prin eleganță, prin cochetărie și prin bogăția pe care o aveau ca să-și permită să fie prezenți la curse și să parieze. Undeva în fața mea se găsea tribuna. Trebuie să spunem că hipodromul Băneasa era unul foarte elegant, fusese construit de arhitectul Ion Mincu. El semăna destul de mult cu cel de la Paris, Longchamp. Nu era atât de mare ca hipodromul parizian, dar era foarte cochet, foarte îngrijit. Își făcuse un nume bun prin curățenia și buna sa îngrijire, prin ordinea care domneau aici. Cine venea? Cine participa la aceste curse? Trebuie să spunem că la cursele importante, la premiul regal și la derby, venea chiar familia regală. Regele Carol I, regina Elisabeta, apoi regina Maria, regele Ferdinand, încă înainte de a se sui pe tron, regele Carol al II-lea, în jurul lor trebuie să spunem că gravita, protipendada românească, lumea bucureșteană de înalt nivel, miniștri, corpul diplomatic străin, ziariști, burghezie, oameni foarte bogați, oameni de afaceri, tot ceea ce avea elită, societatea românească, se îngrămădea la marile curse organizate pe hipodromul Băneasa. Trebuie să legăm cursele de cai de o rigoare englezească, pentru că Anglia e una din țările cheie pentru cursele de cai. Deci existau derbiuri care ajungeau lungimea cursei până la 3.000 de metri, 3 km. Caii care participau la curse sau la derby, derby era forma cea mai înaltă, deci trebuie spus, Carol al II-lea venea la derby. Cupele erau foarte importante. Exista un jockey club între cele două războaie mondiale, așa cum exista un autoclub și un aeroclub. Existau cai între 2 și 10 ani. Aceasta era limita în care caii puteau să concureze. După aceea mergeau la muntă, cam cei în vârstă de 4 ani erau cei mai strălucitori. Distanțele erau diferite între trap și galop. Începeau cam pe la 1400 de metri cu maximum la 1700 de metri, dincolo, unde concurau jockey, nu driveri, atingea, chiar s-a apropiat de 3000 de metri, de 3 kilometri. Atmosfera aceea animată de oameni care pariază, de spectatori interesanți, de ce se poate vedea pe un hipodrom care este cât un stadion aproape,
a fost și o formă de normalitate până în 60. Hipodromul Băneasa au reînceput cursele de galop urmărite cu atâta interes de bucureșteni. Prezentăm aspecte de la prima cursă. În 1875, când se înființează Jockey Clubul Român, misiunea lui era să contribuie la îmbunătățirea rasei pur sânge. Pentru asta trebuiau organizate curse. Știm că rasele nu se îmbunătățesc decât altfel. Exemplarele cele mai reușite dintr-o generație pot fi verificate atunci când sunt într-o cursă. Cursele acestea de cai s-au organizat întâi în Pantelimon, apoi în Cotroceni, odată cu înființarea Jockey Clubului Român, și după 2 ani, pentru că acolo se făceau exerciții militare, era un loc nu foarte bine ales, s-a hotărât ca să existe un loc special pentru cursele de cai. Și a fost ales Băneasa, în nordul orașului. Primar era Nicolae Fleva, un politician foarte popular în acea vreme. El a pus la dispoziție terenul, câteva zeci de hectare, pentru a se înființa hipodromul. Cursele de cai au debutat așadar în acei ani. Cam 2 ani a durat construcția hipodromului și a fost una dintre cele mai cochete, cele mai luxoase, cele mai bine făcute hipodromuri din Europa. Tribuna era aproape chiar pe locul unde este World Trade Center. Cele două hipodromuri de trap și de calop erau despărțite pentru un gard. Unul avea o tribună foarte frumoasă, mai mică, dar cochetă, copie a celei de la hipodromul din Paris, exact cum Arcul de Triumf e tot o copie a monumentului de acolo, și cu restaurant, cu atmosfera specifică. Acesta a existat, de care vorbesc, până în 1960. Era și o lume a pariorilor, care subziste, iată, 12 ani în comunism, deci a hipodromului, a jocheilor, a driverilor. Trebuie spus că jocheii erau cei călăreții propriu-ziși, iar driverii, diferența între galop și trap, erau aceia care mergeau micile trăsurici, unde lumea aceasta a pariorilor, a celor ce frecventau hipodromul, una din ultimele distracții normale, ca să spunem așa, rămase vreme de peste un deceniu în comunism, avea ponturile ei, legăturile sale, fanii săi, gen microbiști, era o lume pestriță, arhitecți, dar și negustori sau oameni care câștigau bani, fauna acestor medii. Apoi, jochei sau driverii se întâlneau cu acești fani la două restaurante aflate în apropiere. Unul este chiar la podul Băneasa. A subzistat mult acest restaurant, se numea La Brotăcei, să mâncau acolo pui de baltă și cântau trei inși la ghitară canțonete. Celălalt se numea La Călătorul, era mai sus, s-a dărâmat, cam la vreo
500 de metri de actualele clădiri ale ambasadelor chineză respectiv coreană. Atmosfera de la hipodrom era foarte pitorească. Pariau pe cursele de trap și de galop nu numai oamenii cu mulți bani, ci și oameni simpli. Îmi amintesc că miza minimă era de 2 lei. Cu 2 lei puteai să câștigi un event. Eventul însemna să ghicești câștigătorii din două curse consecutive, deci cursa a treia, cursa a patra. Și pariai pe numerele pe care le purtau cai în cele două curse. Sau puteai să câștigi, asta era o mare lovitură, pariul austriac. Adică să ghicești câștigătorii din toate cele 7 curse ale respectivei reuniuni. Un fel de mare premiu la Loto 6 din 49. Aceste pariuri sunt, de fapt, sursa de existență a hipodromului. Deci, hipodromul Băneasa Trap, în prezența unei numeroase asistențe, s-a desfășurat cel de-al 22-lea derby de trap. Câștigătorul derbiului. Reuniunea derbiului de galop de pe hipodromul Băneasa. Unul care a voit să ocupe un loc mai bun. Derbiul de galop a fost câștigat de calul Motan. Ca orice mondenitate și cursele de la hipodrom reprezentau un eveniment important în care se puteau etala toaletele cele mai extravagante. Exista o regulă. Domnii trebuiau să poarte întotdeauna cilindru gri, să fie îmbrăcați în redingotă sau în jachetă, cu mănuși galbene sau glase, iar cei care participau la curse ca și oameni care pariau erau nedespărțiți de binocul. Binocul trebuia să le folosească pentru a urmări calul pe care pariaseră, dar în același timp era și un atribut al pasiunilor pentru echitație. Au fost câteva personalități care și-au legat numele de viața hipodromului. Ion Lahovari, Alexandru și Constantin Blarenberg, Alexandru Marghiloman, Nicolae Fleva, despre care am pomenit, Cneazul George Muruzi, apoi George Negroponte, Monica Jvarț, Simon Jvarț, proprietarul magazinului Galeriile Lafayette, care în perioada interbelică, ca și George Negroponte sau Cneazul Muruzi, generalul Muruzi, au fost cei care au dominat piața hipodromului Băneasa. Ei erau proprietari de herghelii de cai, crescători de cai, proprietari de cai și în jurul lor o întreagă lume. Jochei, antrenori, potcovari, pariori, cunoscători care veneau din pasiune la hipodrom. Doamnele veneau cu pălăriile lor largi, multe pene, cu rochile cu mânecea gigot, era totuși ultima decadă a secolului al XIX-lea și cumpăna dintre veacuri. Cum aceste curse aveau loc primăvara și toamna, era un bun prilej pentru a fi arătate cele mai proaspete toalete pe care și le confecționaseră. Toată lumea, bineînțeles, purta mănuși, domnii aveau baston. În 1940, Cneazul Muruzi, general la data aceea, a murit. El era unul dintre crescătorii de tradiție care apăreau la hipodromul Băneasa. Cu mai mulți dintre caii săi a câștigat de câteva ori derbiul.
Caramel, Bristol, Toiag au fost marii săi cai pur sânge. Testamentul Cneazului Moruzi a stârnit multă emoție în acea epocă. De ce? Pentru că el a cerut să fie incinerat și cenușa să-i fie risipită la Potou, pe linia de sosire a hipodromului Băneasa, acolo unde caii lui, să vă reamintesc, Bristol, Caramel, Toiag, au câștigat câteva mari curse. Aceasta a fost fidelitatea pe viață și pe moarte a Cneazului Moruzi pentru cursele de cai, pentru caii pur sânge, pentru hipodromul Băneasa. Lumea aceasta, ca să spunem așa, cu gusturi hipice, avea o tradiție în România să vorbe o piesă celebră, am putea spune, și o piesă foarte bună, scrisă chiar de un om de teatru, Omul cu mârțoaga lui Ciprian, dar de cursele de cai, care era un lucru chic, mondel, între cele două războaie mondiale, se pomenește în patul lui Procus, cu în calea victoriei a lui Cezar Petrescu, cred că și în lunaticii lui Vi. Unul dintre pariorii împătimiți ai curselor de trap era marele actor Grigore Vasiliu Birlic, care nu lipsea de la reuniunile de trap și noi puștimea, pentru că îi cunoșteam relațiile pe care le avea cu driverii, adică cu conducătorii cailor de trap, ne țineam după Nea Birlic să vedem la casa de pariuri pe ce cal mizează, știind că el este bine informat în ceea ce privește câștigătorul cursei. De multe ori am câștigat și noi de pe urma domnului Birlic, a cărui amintire o păstrez vie în memorie și acum, în primul rând, pentru că a fost un mare actor român. Cei care își aveau cai în cursă, este vorba de mari proprietari de cai, de herghelii, cum era Blaramberg, cum era Marghiloman, care era de altfel și fondator al Jockey Club-ului, de multe ori veneau în ținută de echitație. Aceasta însemnând o șapcă de catifea neagră, pantaloni albi, cizme de călărie cu bordură de piele galbenă și o redingotă roșie, roșu englez. De altfel, termenul de redingotă vine de la riding coat din engleză, care era haina de călărie, haina obișnuită a călăreților britanici. Mănușile și cravașa erau nelipsite din mâna cavaleriștilor. Bineînțeles, între cei care participau la curse se aflau și mulți ofițeri de cavalerie, care la fel veneau în ținuta specifică, rupeau inima doamnelor care erau impresionate de talia lor zveltă și de culoarea roșie a tunicii, dacă erau în regimentele de roșiori, sau culoarea întunecată, civit, cu brandenburgul roșii, dacă se aflau în regimentele de călărași. Acum lângă gardul fostului hipodrom, undeva foarte aproape se afla capătul liniei de tramvai numărul 3, tramvaiul care îi aducea pe jucătorii de curse la hipodrom, pe cei care aveau bani mai puțini și nu se puteau deplasa cu mașinile personale. Printre ei m-am aflat și eu în anii adolescenței, îndrăgostit de cai, tradiție din familie,
veneam la hipodrom și uneori mărturisesc acum cu rușine, mai treceam pilul de la școală ca să nu pierd cursele importante. Și tatăl meu a aflat la un moment dat că lipsesc de la școală nemotivat și unde puteam fi în altă parte decât la hipodrom. Și undeva foarte aproape de locul în care mă aflu aici, mi-a tras o chelfăneală, m-am lecuit de atunci de pariuri la hipodrom, pentru că rămâneam fără puținii bani pe care aveam în buzunar. Mai îmi puneam deoparte 25 de bani cât costa biletul de tramvai de aici până acasă, în cartierul Filantropia, unde locuiam. În cartierul Filantropia existau două localuri unde se întâlneau amatorii de curse înaintea alergărilor, cu programele în față, unde făceau calculul hârtiei, unde dădeau pronosticuri, unde mai făceau și pariuri între ei și unde din când în când apăreau și driverii, cum se numesc conducătorii acelor trăsurele, sulchiuri este denumirea lor tehnică, la cursele de trap, sau jocheii care se aflau în șeile, în spinarea cailor de galop. Se mai făceau și pe acolo mici înțelegeri între jochei, între driver, de care unii pariori aflau și vindeau apoi pontul mai departe. În 1960, odată cu ultimul derby, se curma și o tradiție, nu numai ceea ce am putea numi o lume și am pomenit legată de cursele de cai. Acest hipodrom care a rezistat câțiva ani buni a fost până la urmă demolat de puterea comunistă în 1960 pentru a se construi ceea ce se numea Casa Scânteii. N-au mai rămas decât câteva urme ale fostului hipodrom, au dispărut oamenii de cai, au dispărut până și potcovarii, ca să mă refer la cei fără de care caii nu puteau să alerge în cursele de trap sau de galop. Sunt amintiri frumoase, din păcate, la ora actuală, Bucureștiul și Tirana sunt singurele capitale din Europa de Est fără hipodrom. Ultimul derby s-a desfășurat chiar în 1960. 1959-1960 sunt ani de lichidare a unor lucruri care mai țineau de normalitate și de vechiul regim. Dispar negustorii particulari, micile bodegi, micile restaurante, micile prăvălii. Un an mai târziu nu mai există nici taxiuri particulare, care erau numeroase în București, iar hipodromul începuse să fie îmbucătățit din 1950, când se construiește, începe construcția Casei Scânteii, a acestei moschei sovietice plantată în București. Casa Scânteii. După cum se vede, construcția este aproape gata. În preajma Marii Sărbători, lucrările de pe șantierul combinatului se desfășoară într-un ritm rapid. Meșterii pietrari finisează ornamentele de pe turnuri și frontoane. În curând, combinatul va fi în întregime acoperit cu plăci de marmură. Se va împlini astfel unul dintre angajamentele importante luate de constructori în cinstea zilei de 23 august. Terminarea celui mai mare combinat poligrafic al țării, Casa Scânteii. Hipodromul s-a demolat în două etape. S-a hotărât odată în 1949 să se dezafecteze o parte a lui pentru a se construi Casa Scânteii, ceea ce s-a și întâmplat și a dus la scurtarea pistei, care era o cursă tipică de derby, adică 2400 de metri. Și a doua oară, în 1960, când s-a și desfășurat ultimul derby aici, pentru a se construi ceea ce vedem acum, complexul Romexpo, târgul de expoziții. E vorba de oamenii de cai care au dispărut. Nu numai potcovarii ne lipsesc, dar nu mai avem nici driver, nici jockey, nici antrenori,
nici oameni care să se priceapă la felul cum pulsează, cum trăiește, cum există un hipodrom. Dar, cum speranța moare ultima, să sperăm că totuși, până la urmă, Bucureștiul va avea un hipodrom. Citroen C1, C3 și C4, acum la prețuri începând de la 7731 euro TVA inclus. Citroen, creative technology. Mă voi simți mai bine cu asta. Noul Coldrex Otrem Honey and Lemon înlătură ușor și eficient principalele simptome ale răcelii și gripei și te pune mai repede pe picioare. Și eu ce să fac cu asta? Coldrex, mai tare decât răceala și gripa. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Mulți susțin că repară părul, dar pentru părul meu există o singură soluție. Inovația Schwarzkopf, Ser Repair, noul glis pentru regenerarea părului, repară părul degradat în interiorul celulei, pentru mai puțin păr deteriorat și mai multă strălucire. De ce să-l tai? Încearcă Gliss Hair Repair. Schwarzkopf, professional hair care for you. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce pot provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Enamel Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Enamel Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Ce culoare intensă, ce strălucire aurie, ce are ea și eu nu am. Îți recomand noul palete Golden Gloss cu efect de strălucire aurie, pentru culoarea atrăgătoare care durează. Strălucire aurie care se face remarcată peste tot. Nou palete Golden Gloss. Schwarzkopf 111 ani. Îngrijire profesională a părului. Pentru tine. Nurofen acționează direct asupra durerilor menstruale, rapid și eficient, astfel ca tu să te bucuri din nou de viață. Nurofen, ținta lui este durerea. Sunt aici să investighez inovația greu de crezut de la Ariel, care nu doar curăță, ci și protejează rufele împotriva petelor viitoare de tip granulat. Cum se poate? La spălare, fibrele devin aspre, iar petele se fixează în interior. Dar noul Ariel Prozim 7 netezește fibrele, iar petele nu se mai fixează în țesătură și se îndepărtează mai ușor. O să vă arăt. Voi șterge o bicicletă ruginită cu haina mea spălată anterior cu Ariel Prozim 7. Vedeți? Chiar și pete dificile ca rugina nu se mai fixează în țesătură, deși clătesc doar cu apă. Extraordinar, m-ați convins! Noul Ariel Prozim 7 îndepărtează petele și protejează împotriva lor. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor. În fiecare zi, natura face spectacol. Tu ești spectator, dar viața te poate împinge în mijlocul acțiunii. Fenomenele din natură fac parte din viața ta și trebuie să le înțelegi. Realitatea TV te învață cum. Duminică, săptămâna de vreme, te invită la spectacolul naturii. Duminică, de la 18:45 la Realitatea TV. O capitală sub dărâmături, peste 1500 de morți, 10.000 de case transformate în mormane de moloz. Acesta e bilanțul zilei de 4 martie 1977, o zi în care și Zimnicea a fost rasă de pe fața pământului, dar nu de cutremur, ci de raportul unui prim secretar. Amintiri despre secunde care au pus la pământ o țară întreagă. Duminică, de la 19:15, la Reporterii Realității.